comunităților pe care le reprezintă. Un astfel de eveniment s-a consumat în marți 21 aprilie la Călăraș, unde la întâlnirea cu specialiștii adresul Muntenia au participat doar 3 parlamentari. Deputatul de Giurgiu Florian Nicolae, deputatul de Prahova Andrei Sava și deputatul de Călăraș Aurel Niculae. Întâlnirea a avut două teme principale: prezentarea rezultatelor implementării programului operațional regional 2007-2013 și posibilitățile de finanțare din noul program 2014-2020. În regiunea Sud-Muntenia, gradul de contractare a fost destul de ridicat, 55,11%, însă municipiul și județul Giurgiu nu se numără printre fruntași când vine vorba de proiecte. Și străzi urbane, unde au fost rambursate până acum 383 de milioane de lei noi.
privește municipiul și județul Giurgiu, nu se poate vorbi de multe proiecte accesate, mai ales că unele dintre ele au mari probleme de implementare și riscă să nu fie finalizate până la termenul prevăzut. Proiect cu mari probleme în derulare este cel care vizează mănăstirea Comana din județul Giurgiu. Lucrările de reabilitare ale cașului au început în 2012, însă au din cauza unor neînțelegeri între constructor și beneficiar.
bene, dar și ce alte proiecte se pot depune pentru dezvoltarea municipiului și județului Giurgiu. Au constituit principalele teme de interes pentru deputatul Florian Nicolae. De altfel, acesta și depus o documentație bogată oferită de parlamentarii din Sofia, Bulgaria, cu privire la coridorul nou pan-european. O altă temă abordată a ținut de proiectele prin strategia Dunării, dar și de cele care pot fi accesate în domenii de interes pentru municipiul Giurgiu. Accesarea fondurilor prin Agenția pentru Dezvoltare Regională va prezenta mai mult interes decât până acum. Specialiștii adresul Muntenii au prezentat și posibilitățile de finanțare prin viitorul program operațional regional 2014-2020.
experiență în urma întâlnirii de lucru găzduită de adresul Muntenia este aceea că toate autoritățile cu factor de decizie trebuie să dea dovadă de